Bună ziua, domnule ministru, bine ați venit în studioul nostru la PS News. Am să încep cu interviul de astăzi cu o întrebare directă. La numirea guvernului de tehnocrați, presa, aproape despre fiecare ministru, a făcut o scurtă radiografie, au apărut bonuri, care veni din zona lui X, care veni din zona lui Y. Despre dumneavoastră, și în cazul acesta, câteva lucruri. Sunteți omul cuiva? Bună ziua! Eu cred că era o încercare normală a presei în primul rând. Când apare un personaj nou, toată lumea încearcă să facă legături, să pună etichete. Nu sunt omul nimănui. Există evident o listă lungă pe care am auzit-o și eu, începând cu domnul președinte, cu domnul președinte al Senatului, cu domnul președinte al PSD-ului și cu multe alte persoane. Lista e mult prea lungă. Nu am avut nicio legătură cu dânsii înainte, pe toți i-am cunoscut la investire sau în perioada care a urmat imediat investirii. Poate ne povestiți foarte, foarte pe scurt și cum s-a întâmplat propunerea și când ați acceptat acest post. Da, asta e o poveste care merită spusă. Am primit un SMS care avea cam următorul conținut. Bună ziua, sunt Dacian Cioloș, aș vrea să vorbesc 2 minute dacă aveți timp. Ei, ăsta e un stil pe care nu pot să-l refuzi și nici eu nu am făcut-o după ce întâi m-am asigurat că nu este o glumă nefericită. Am sunat, era într-adevăr Dacian Cioloș și am discutat și după ce a încercat să mă convingă prin repetate interpelări ale prietenilor, până la urmă m-a convins într-un alt mod, mi-a arătat o listă cu cine ar putea să fie șeful meu la Ministerul Transporturilor. Dacă aș fi refuzat. L-am întrebat, evident, imediat unde semnez. Foarte interesant. Apropo de minister, nu e un minister ușor. E un minister care a fost și lovit de mai multe scandaluri, de mai multe probleme, privatizări cu cântec, să le spunem așa. Este poate prematur să faceți o radiografie, însă ce ați găsit la Ministerul Transporturilor? E într-adevăr un minister complex, care atrage foarte multe interese, opinii și chiar pasiuni. Este complex și din punct de vedere activității, prin toate modurile de transport care sunt acolo prezente. Este complex și prin faptul că deja a devenit mai mult decât era acum câțiva ani, 10-15 ani, un minister de reglementare. A devenit un minister de investiții și unde sunt investiții, mizele sunt mult mai mari și ca urmare se întâmplă și fenomenele pe care le-ați menționat, care de altfel sunt prezente, din păcate, în toată zona ministerială care se ocupă de investiții. Nu sunteți străini de minister, ați mai lucrat la CFR. Credeți că acest lucru este un atu? Cunoașteți mai bine totuși mediul în care mergeți? Fac spun acest lucru pentru că există și miniștri care astăzi sunt în cabinetul nostru și nu s-au mai lovit de ministerele pe care le conduc. Pentru mine a fost cu siguranță un avantaj. Faptul că am început la CFR mi-a dat ocazia, în primul rând, să cunosc și din acelui ministeru și mai ales să identific blocajele la care este expus un director general de companie atunci când vrea să desfășoare un program de restructurare sau de modernizare sau de eficientizare a companiei. Totul este ca acum să-mi notez foarte bine ceea ce am înțeles atunci și să încerc să elimin cât mai rapid aceste blocaje. Înțeleg. La nivelul ministerului există în subordine companii, regii, toate la rândul lor au prezent ce au. Și despre aceste geauri s-au născut tot timpul polemici despre oamenii care lucrează acolo, cum au ajuns, cine sunt. Ați făcut până acum o radiografie a acestor geauri și intenționați să schimbați aceste consilii de administrație într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat? Radiografia nu este ușoară pentru că sunt foarte multe companii. Asta e deosebirea dintre un minister din România și unul din Europa de Vest, unde există doar funcția de coordonare de la distanță. Aici suntem fortutelar. Sunt peste 50 de companii separate, inclus în, evident, și spitalele, și e necesar ceva timp. Dar pe grupe deja avem o imagine. Ce vreau să vă spun, la toate companiile care se pretează
guvernanței corporative, mai precis prevederea OG109, se va demara acest proiect cât mai curând posibil. Deci, practic, și CEA-urile vor primi management privat și directorul general acolo unde legea o impune. Unde, din motive de urgență, de nefuncționalitate evidentă, este necesar să schimbăm oameni imediat, ei vor fi schimbați, dar nu pentru că pur și simplu trebuie să plece, ci pentru că vom găsi oameni care să rezolve acele probleme care generează neplăceri în momentul ăsta. Propun să luăm câteva din aceste structuri din subordinea Ministerului să le facem o scurtă analiză. Aș începe, evident, cu CNANDR-ul. Nu aș sta foarte mult în zona asta, pentru că în ultima vreme au existat foarte multe întrebări, discuții pe tema aceasta. Aș avea totuși o singură întrebare, să-i spunem, legat de acest CNANDR. Pe mandatul fostului premier Victor Ponta nu s-a făcut nici măcar un metru de autostradă, de asfalt, de drum. În primul rând, care ar fi proiectele noastre pe zona asta și dacă vedeți, de exemplu, parteneriatul public-privat ca o soluție pentru ca România să aibă în viitorul apropiat ceva mai multe drumuri? Da, în primul rând, cu voia noastră, nu aș face nicio referire la vreo perioadă politică sau la o persoană politică. Pot să fac referire la fenomene și la sisteme care se întind peste persoane și peste partide politice. CNADNR-ul este una din cele trei companii mari de investiții din subordinea Ministerului Transporturilor, alături de CFR și Infrastructură și de Metrorex. Și acolo, după cum ați observat, deja au fost făcute niște mișcări. Am încercat o resetare a companiei prin încetarea preluării de atribuții director general a domnului Neaga și numirea ca director interimar a domnului Homor. Proiectele sunt foarte multe și o primă observație din spate, așa cum spuneam, vin foarte puține proiecte care pot să înceapă în perioadele următoare, nu neapărat în acest an, dar vorbim de infrastructură, vorbim de proiecte mari, cu durate de implementare mari, între 4 și 7 ani sau chiar mai mult, și atunci orice sincopă de pregătire acum 2, 3, 5 ani chiar, se reflectă în goluri de absorpție pe următoarea perioadă. Asta ne chinuim acum să evidențiem, să analizăm, să punem toate proiectele pe hârtie și să venim cu un grafic realist a ceea ce se poate face și eventual să intervenim acolo unde mai putem, unde cursul proiectelor ne o permite, să aplatizăm acele goluri. Ați menționat numele domnului Neaga un pic mai devreme și acum, deși am zis că nu o să insist foarte tare pe CNANDR, nu văd cum am putea evita totuși această întrebare. Au fost voci care au spus că în ceea ce privește pe dânsul este un posibil mare vinovat pentru această tragedie legată de autostrada Orăștie Sibiu. Sigur, este anchetat DNA-ului acolo, sunt structuri care fac investigația. Dumneavoastră v-ați făcut totuși o părere legată de această poveste până în momentul de față? Da, o părere există, dar într-o astfel de situație unde s-a vorbit foarte mult, practic, ca ministru, am niște instrumente administrative foarte reduse. Putem să constatăm funcționalități sau disfuncționalități de management, nici pe departe de a stabili vinovății, de a asuma cuiva, a repartiza cuiva vreo vină. Deci nu m-aș aventura să comentez. Orele da. Pe care le aveți, probabil sunt schimbările de persoană, înlocuirea lor din funcție și aducerea altora, nu spune nimeni că ne așteptăm să veniți noastră să spuneți el e vinovatul sau el nu este vinovat. Da, și aceste mecanisme exercitate prin cele legale, căile legale, care sunt conform legii 31, adunarea generală acționară, Consiliul de Conducere sau de Administrație, după caz, folosind aceste instrumente, da, lucrăm și încercăm să îmbunătățim activitatea. Gândeam acum un pic și prin prisma bucureștenilor și atunci cred că ar fi bine să vorbim și despre Metrorex. Conceptul acesta de autoritate metropolitană, de unire a Metrorex-ului cu RATB-ul, a fost foarte mult vehiculat în ultima vreme. Este un model care se practică în Occident. Știți și acele modele foarte bine.
aveți atenție totuși să ducem la bun sfârșit acest proiect? Sau de ce credeți că nu s-a făcut până în momentul de față unirea de care vorbesc? Cauzele sunt mai multe și n-aș insista foarte mult pe ele, aș menționa doar două. A fost la începuturi o problemă de capacitate tehnică a primăriei de a trata anumite aspecte de siguranță a circulației pe care le-a preluat la acel moment autoritatea feroviară prin Ministerul Transporturilor. Au fost probabil și niște orgolii de a avea o companie mare care face și investiții în subordine, sau o teamă de a lăsa două companii mari la primărie, care în acel moment avea, vorbesc de începuturi, avea o situație financiară fluctuantă. Cauzele acum contează mai puțin, contează unde ne aflăm. Sunt personal adeptul integrării mijloace de transport urbane și chiar și cu cele periurbane. În acest sens am și avut o întâlnire cu domnul primar general interimar al Capitalei. Am discutat despre acest lucru și am hotărât până să dezvoltăm conceptul integrării instituționale, să integrăm întâi funcțional cele două companii. Primul pas este revenirea la practica vânzării de legitimații de călătorie comune. Și asta am și stabilit, vom lua o formă nouă, am ajuns la concluzia că cealaltă n-a mers din cauză că vindea doar RATB-ul, de această dată vor vinde legitimații ambele companii și în felul ăsta se va asigura o stabilitate și de numerar la fiecare din companii și vom face un prim pas pentru integrare. Urmează să vedem ce alte mijloace de transport putem să atragem în acest cerc de integrare și să mergem mai departe. Înțeleg, aș mai rămâne cu o singură întrebare în zona aceasta Bucureștiului. Ieri orașul a fost aproape paralizat de acest meeting al transportatorilor. Am văzut, cel puțin la nivel de zvonistic, și dumneavoastră a scos dat ca unul dintre cei care a negociat cu transportatorii. Spuneați înainte de a intra în interviu că a fost doar un zvon neverificat. Totuși, unul la mână, aș vrea să clarificăm povestea asta și doi, să ne spuneți, din punctul nostru de vedere, totuși, neapărat de ce parte sunteți, da? Cum vedeți lucrurile în acest război transportator versus companiile de asigurare? Este un război care nu a fost inventat în România. Este un război care are loc și în Germania, și în Italia, și în Anglia. În Germania l-am văzut personal pentru că am locuit și am lucrat ceva vreme acolo. Evident că sunt țări care pot să preia mai ușor acest șoc, această tendință de aliniere la nivel european și evident că aceste țări sunt cele cu nivel de venituri mai mare. La noi, transportatorii nu sunt într-o situație fericită și evident că ar trebui găsite soluții de compromis. Ce aș spune ca soluție, ce aș propune ca soluție este ca să se facă totuși o negociere și să se alinieze nivelul acestor asigurări cu nivelul veniturilor pe care le realizează, de fapt, transportatorii în România. Extinzând, practic, este și politica guvernului Cioloș pentru acele lucruri care se negociază cu Comisia Europeană. S-a solicitat de către premier o poziție proactivă, deci nu pur și simplu de a ne însuși niște reglementări de la acel nivel, ci de a le negocia ca orice țară membru cu drepturi depline, nu ca un stat periferic, de a le negocia cu Comisia Europeană și le aduce în zona, într-o zonă rezonabilă pentru toate părțile implicate în aceste procese. Mă refer cu preponderență la părțile românești, pentru că ele ne interesează, pe ei îi avem practic în zona noastră de activitate. Imediat cu venirea noastră la minister s-a redeschis o discuție pe care o auzim aproape anual, aceasta contractelor de dezăpezire. Ați avut totuși noroc din punct de vedere al vremii. Vreau să discutăm legat de faptul că ați avut o reacție un pic diferită pe povestea aceasta. Totdeauna miniștrii în ultima perioadă erau oarecum supuși presiunii din teritoriu, celor de la Consiliul Județene, care spuneau avem nevoie urgent, trebuie să facem contractele pe picior, cum le facem în sistem de urgență. Noastră ați avut o altă abordare. A spus să analizăm un pic, să punem stop și după aceea să vedem exact când facem aceste contracte. Credeți că până acum puteam vorbi de o
până la urmă, să spunem, un jaf organizat în zona asta, tocmai pentru că se mergea pe această stare de necesitate și acest last minute al contractelor, în care este semnătura lor? Mi-aș menține linia de a nu mă pronunța foarte tare pentru trecut, pentru că nu sunt... Da. Exact. N-aș vrea să comentez pe trecut. Abilitățile mele sunt în partea de a găsi soluții pentru problemele identificate și de a le promova, și de a implementa practic. Din acest motiv am constatat starea de fapt, am observat că pentru anumite contracte nu mai pot opri procedura, pentru că ele erau deja în derulare și ar fi însemnat să las rețeaua descoperită pentru o anumită zonă a țării și atunci singura soluție care a fost continuarea acestor proceduri, dar cu o transparență maximă. În acest moment, pe site-ul CineADNR sunt publicate toate contractele de dezăpezire cu firmele, cu sumele, cu numărul de telefon al persoanei de contact de la această firmă și asta poate să ne ajute foarte mult. Oricine poate întreba, se poate documenta atât cu privire la contracte, cât și cu privire la anumite probleme punctuale de derulare a contractelor atunci când ninge sau când e viscol sau când o zonă este sub zăpadă. Aceasta, bineînțeles, nu reduce niciun fel responsabilitatea companiei, care este în continuare foarte atentă, dar ne dă un nivel de transparență care ar trebui să ne ajute. În afară de situația de acest an, pentru anul următor, colegii de la CNDR au primit sarcină de a-și găsi un sistem, eventual un sistem de contractare multianuală, în care să fie selectat un grup de firme de la momentul executării licitației și din acest grup de firme, fără a limita concurența în niciun fel, să se aleagă într-un timp mult mai rapid, doar pe baza ofertei financiare, foarte repede. Asta ne dă avantajul că nu mai facem preevaluarea în fiecare an pe tone de documente, firmele sunt preevaluate, avem o grupă mai mare și în fiecare an ieșim din această procedură de urgență care ne-ar limita. Nu știu, și la dezăpezire și la construcția de drumuri, nu prea mai sunt firme românești care să facă lucrul ăsta. De ce spun asta? Marea majoritate sunt fie cu probleme penale, fie sub control judiciar, fie în diferite alte stadii de genul ăsta. Ce se întâmplă? Cum vedeți șansa românilor de a mai activa în domeniul ăsta? Așteptăți să ne facă străinii drumurile? Nu, cu siguranță nu ar trebui să ajungem în această situație. Ce ați spus se întâmplă nu numai la nivelul construcțiilor sau dezăpezirii în domeniul rutier, dar și în cel feroviar și chiar și la metrou. Dar în toate aceste cazuri constatăm o migrare spre insolvența firmei românești. Feroviar, mai de exemplu, mai sunt două firme cred, care pot să activeze și situația este și la rutier identică. Este poate vina împărțită, a fost și vina statului care n-a oferit o predictibilitate pentru investiții, pentru că aceste investiții și alocarea bugetelor pentru investiții s-a făcut în salturi, dar este și vina acestor firme care, lucrând în salturi, au încercat poate să își securizeze profiturile dintr-o singură lovitură, varianta românească, și atunci, exagerându-se acolo, s-a ajuns la probleme de natură legală și se întâmplă ce se întâmplă cu aceste companii. Totuși, statistic, culmea, companiile românești au fost mult mai lovite de zona aceasta penalului decât cele din străinătate. Au fost oare străinii mai serioși în ceea ce privește legea din România? Nu aș vedea. Da, nu aș vedea neapărat așa. Poate și din cauza modului de a contracta. Au fost perioade în care firmele românești au contractat ca antreprenor principal și au subînchiriat la alte firme mai mici sau au folosit doar experiența lor. Acum s-a schimbat. Practic, firmele românești constat fără prea mare plăcere că firme românești sunt subcontractori și ele sunt, de fapt, furnizori de forță de muncă ieftină sau de utilaje care nu sunt la cel mai bun nivel. Înțeleg. Pentru compania Tarom, un alt brand românesc, ce viitor vedeți? Ce șansă? Am început și aici analiza pe companie.
ați observat că măsurile luate la CNDR au venit mai târziu decât s-a solicitat. Oamenii au solicitat măsuri imediat. Mi-am rezervat timpul de a face o analiză serioasă acolo, dar nu prea lungă, pentru că erau probleme care ardeau. Taromul este într-o situație asemănătoare, cu probleme deja cunoscute, și avem o analiză în desfășurare acolo, după care va trebui să mișcăm și să luăm niște măsuri în zona taromului. Să vorbim de analize făcute pe termen scurt. La urmă, și mandatul noastră este unul relativ scurt. Un an de zile se pot face lucruri, dar poate unele proiecte necesită mai mult timp. În acest mandat, repet, poate unii ar spune scurt, ce proiecte mari credeți că puteți finaliza și credeți că se poate face vreo privatizare de anvergură în perioada mandatului noastră? Aveți în vedere vreuna asta, de fapt, pentru că... Proiecte, bineînțeles că avem un plan de guvernare, avem un plan de măsuri sectoriale pentru domeniul transporturi. Le menționez foarte pe scurt. Primul proiect este reorganizarea Ministerului Transporturilor, pentru că, așa cum am spus, el este un minister organizat pentru a face investiții în prezent și aici trebuie lucrat un pic. Va fi o reorganizare pe latura investițională și a principalor beneficiari ai acestor investiții. E vorba de cele trei companii pe care le-am menționat înainte. Ne vom axa pentru creșterea capacității de implementare a lor, pentru mutarea acestei capacități în zona regională, pentru că acum totul se face de la nivel central și se pare că acest sistem nu funcționează. Vom înființa, practic, unități de implementare a proiectelor locale cu specialiști pe cât posibil din zonă, pentru că ei sunt suficienți, dar lucrează doar în orașele mari. În acest mod, acești oameni vor lucra pentru ei și pentru familiile lor, pentru zona lor, și vor avea mare avantaj că vor putea fi permanent pe șantier, venind de la câțiva kilometri, maxim 50-60, nu vor trebui să facă sute de kilometri din București până în zonele respective ca să implementeze proiecte. Aceasta este o măsură. O altă măsură este regândirea monitorizării la nivel central, pentru că până acum acest mecanism a fost oarecum deficitar, adică nu s-a făcut în mod organizat pe bază de indicatori urmăriți, pe proceduri de reacție în cazul nerealizării acestor indicatori. Acest lucru se va întâmpla acum la nivel central la Ministerul Transporturilor și împreună cu prima măsură sunt sigur că rezultatele vor apărea. Un alt proiect de anvergură, master plan, ce intenționați să faceți? Îl păstrați pe cel deja elaborat? Regândiți altul? Principala idee a master planului, pe care au încercat să o transmită realizatorii lui, și au fost de acum câțiva ani, din fericire pentru clasa politică din toate partidele, deci este un merit pe care putem să-i asumăm cu toții. Deci spuneam, principala idee este acest caracter transpartinic. Deci este un master plan, un document strategic care trebuie să ne țină într-o anumită disciplină, ne propunem anumite obiective, trebuie să ne ținem de ele fără să le schimbăm. Evident, fiind un document strategic, trebuie să avem și o flexibilitate de 10-15%, se întâmplă lucruri, se naște un pol industrial nou, se schimbă fluxul de transport și lucruri de acest gen, dar în principiu trebuie să ne ținem de foarte disciplinați de acest master plan și să implementăm ceea ce știm deja că trebuie să facem. Am primit o mulțime de întrebări, de exemplu, despre disputele sau despre dezbaterile foarte încinse și foarte lungi la Ministerul Transporturilor. Noi împreună, practic, am avut dublu celorlalte ministere sau unora din ele, 4 ore sau 2 ore. Eu consider că acesta este un act de normalitate, pentru că Ministerul Transporturilor nu a luat prin surprindere niciun fel partenerii de dezbatere. Aveam acest master plan, lumea a putut să și-l însușească, de la parlamentari, la presă sau la opinia publică. Întrebările erau foarte bine documentate și, practic, aceasta este o dezbatere adevărată, așa trebuie să fie în orice domeniu. Deci, practic, au fost întrebări pertinente. După finalizarea dezbaterilor din amendamentele depuse, de exemplu, am și putut să rezolvăm prin aceste dezbateri aproape un sfert, 17 amendamente, ceea ce este un pas în față și o dovadă, cum am spus, de normalitate. Domnul ministru, pe finalul interviului aș vrea să intrăm, deși faceți parte dintr-un guvern de tehnocrație, intrăm în zona aceasta politicului.
În primul rând, v-aș întreba dacă la un anumit moment, nu știu, în timpul mandatului sau după aceea, veți primi o propunere concretă de a intra sub o formă sau alta în politică, o veți face? Familia mea are o tradiție și o regulă, aceea de a nu face politică, se leagă de amintiri neplăcute pe vremea bunicului meu, care a fost exclus din calea ferată pentru că a servit în complexul de stații feroviare regale. Tatăl meu a fost exclus din facultate și chiar dacă astăzi nu mai trăim acele vremuri cu metodele lor mai dure, eu voi rămâne consecvent principiul familiei și voi face doar activitate de management, ceea ce consider că fac și acum, chiar dacă ocup o poziție de ministru. Din partea politicului, când ați venit la minister, ați simțit vreo presiune, vreo atitudine ostilă, ceva de genul ăsta dintr-o zonă sau altă, de stânga, de dreapta, care ar fi? În această perioadă am avut, în afară de prima zonă în care practic s-a produs investirea și am luat contactul cu comisiile politice pe diverse specialități, nu am avut o asemenea abordare. Unii din ei mă știam pentru că fusesem prezent în fața lor la Comisia de Transporturi sau la Comisiile Reunite. Am fost prezent în fața lor în calitate de director general al Căii Ferate. Ne știam. Până în acest moment a fost o colaborare tehnică, aplicată, fără niciun fel de presiune. Și eu cred că așa va continua pe toată perioada următoare. Sau măcar îmi exprim speranța că va rămâne în aceste limite. Domnul ministru, vă mulțumesc foarte mult, vă dorim succes și vă mai așteptăm cu drag în studioul nostru PS News, ori de câte ori urmărea lucruri de dezbătut. Și eu vă mulțumesc și voi fi aici cu siguranță pentru orice probleme pe care va fi nevoie să le dezbatem.